Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a prezentat situația contractelor semnate în diferite domenii majore de intervenție din sesiunea de finanțare 2007-2013 privind dezvoltarea regională. Județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea au prezentat un număr de 480 de proiecte în valoare de 544 milioane de euro, reprezentând 95% din valoarea alocată regiunii. Valoarea sumelor rambursate către beneficiari este însă de numai 54% din totalul fondurilor. Sumele considerabile care au rămas necheltuite sunt propuse pentru o ultimă sesiune de aplicații care să mărească gradul de absorpție a fondurilor și să elimine din deficiențele de sistem constatate. La 17 octombrie, pentru că avem asta e ultima statistică, avem o rată de absorpție de 54%. Adică s-au plătit efectiv la beneficiari 306 milioane de euro din totalul celor 571 de milioane contractate. Este o medie peste cea a programelor pe care o avem la nivel național, dar care nu ne liniștește pentru că, după cum cunoașteți, există termenele foarte clare impuse de comisie, deci trebuie să cheltuim în ultimii 2 ani, ceea ce n-am cheltuit în ultimii 5. Deci gândiți-vă că mai avem peste un an să mai cheltuim cam 40% din totalul alocărilor pe acest program. Deci este un efort pe care îl facem atât noi cât și beneficiarii pentru a diminua pe cât se poate dezangajarea și pierderea fondurilor. Pentru că, din păcate, au fost foarte mari întârzieri la începutul programului, întârzieri pe care nu reușim, sau, mă rog, foarte greu reușim să le compensăm. Directorii compartimentelor de specialitate din Consiliul Local și Consiliul Județului au prezentat succint proiectele realizate în cadrul domeniilor majore de intervenție. Diversitatea lor și calitatea întocmirii documentațiilor au adus județul Galați pe un loc din vârful clasamentului întocmit pe regiunea de dezvoltare sud-est. Un număr record de proiecte realizate au fost din domeniul educației, al sănătății, dar și al micro-întreprinderilor. Cel mai important lucru pe care l-am învățat și l-am realizat în aceste perioade, faptul că până la urmă banii aceștia pe care lumea spune sunt pentru autoritățile publice s-au întors în economia reală. Dacă firmele de construcție în 2010-2011, în toiul crizei, au reușit să mai reziste, dacă furnizorii de echipamente medicale sau de altă natură au reușit să mai lucreze, s-a datorat poate și proiectelor pe care le-am făcut noi. S-a dotat ambulatoriu, s-a reabilitat un corp de clădire al spitalului, s-au modernizat instalații de apă, de încălzire și s-au dotat cu aparatură medicală, dintre care aș menționa numai RMN-ul. Au fost și alte dotări, foarte multe dotări, foarte multe componente de mobilier specifice domeniului, dar RMN-ul este foarte important pentru noi, pentru acest domeniu. În cadrul prezentării au fost remarcate proiectele realizate de firma Hidrotehnica, un centru de afaceri, dotările cu spații de învățământ și stații pilot de la Universitatea Dunărea de Jos și proiectele de infrastructură urbană din orașul Tecuci.